Se pare că este o lecție dificil de înțeles, scrie Paul Krugman. Vladimir Putin nu a citit cu siguranță textul și nici americanii. Aceștia nu au învățat nimic din dezastrul irachian. Teza lui Norman Angel este că nu mai poți trata o societate modernă ca o provincie cucerită de Imperiul Roman, fără a-i distruge bogăția și valoarea pe care încercai să o stăpânești. Războiul vă face mai săraci și mai slabi, chiar dacă veți câștiga, scrie el. Iar excepțiile de la regulă o confirmă. Există în continuare războaie pentru profit și plăcerea de a cuceri, dar ele se derulează invariabil în regiuni ale lumii, unde materiile prime brute sunt singurele surse de bogăție. Este cazul Republicii Centrafricane sau a teritoriilor cucerite de statul islamic. Vladimir Putin a anexat Crimea aproape fără nicio opoziție, dar acest lucru i-a adus o peninsulă a cărei economie este aproape un dezastru și pe care trebuie să o susțină. Fuga investitorilor din Rusia și toate astea înainte ca prăbușirea cotației petrolului să transforme situația într-o criză financiară de mare amploare. Și atunci, de ce Putin și numeroase persoane influente din lume nu înțeleg? Răspunsul la prima întrebare legată de Vladimir Putin este simplu. Este un fost om al KGB-ului, ceea ce înseamnă că a petrecut ani întregi de pregătire în domeniu. Violența, amenințările cu violența, șantajul, corupția, cu asta era și este obișnuit. Și nu a avut niciun motiv de-a lungul timpului să învețe altceva. În ceea ce privește persistenta dorință de a cuceri a Statelor Unite, războiul din Irak a fost pentru americani o modalitate de a-și demonstra puterea și de a-i testa pe teren concepțiile ideologice precum exportul de democrație. Visul administrației George Bush a primit o lovitură dură când ocupația din Irak a devenit un fiasco sângeros, dar nu a învățat nimic din această experiență. Dar dovada că războiul nu mai este rentabil este faptul că aventura irachiană a slăbit masiv poziția Statelor Unite în lume și a costat peste 800 de miliarde de dolari în cheltuieli directe și mult mai mult dacă se iau în calcul cheltuielile indirecte. Statele Unite este o adevărată superputere, deci pot să încaseze astfel de pierderi. Dar o economie petrolieră ca Rusia nu are aceeași posibilitate de a-și depăși greșelile. Nu am nicio idee despre ce se va alege de regimul lui Putin, dar Putin ne-a oferit o lecție la care să medităm, conchide Paul Krugman.